Salut, eu sunt Amede și în episodul de astăzi o să vorbim puțin despre peți. Am luat cei mai comuni peți care cred că sunt Razador, Melee, Nessie, Executor și Alastor. Bine, Executorul este doar pe serverele cu Flower Power. Și vreau să văd dacă este rentabilă o investiție în Alastor. Avem de culoarea roșie cele mai slabe valori, culoarea galbenă o valoare ocheiuță, să-i zicem așa, și de culoare verde cea mai mare valoare. Bănuiesc că v-ați prins. Ok, pe prima coloană avem Berserker-ul și maximul de Berserker din ce văd este 16, ce poate să intre. Dacă avem noroc, bineînțeles. Și valoarea aceasta poate fi prinsă pe Alastor. Mai este Executorul care poate prinde între 8 și 16, însă Alastorul are garantat de la 11 în sus. Tot la categoria de Berserker avem Razadorul care are 8-13 și Meleu și Nessie care sunt foarte, foarte slabi pe Berserker. Ce înseamnă acest Berserker? Berserkerul este valoarea atacului magic și fizic și se oferă un anume procentaj. Nu prea știu exact să vă explic cum funcționează acest bonus, însă bănuiesc că e un bonus important. Pe a doua coloană avem cărțile de vânător, adică putere împotriva monștrilor. Și pe aceste cărți putem prinde o valoare maximă de 12%. Valori ce pot fi prinse pe Melee și pe Nessie, deci Melee-ul și Nessie sunt cele mai bune pe mobi. Pe de altă parte, Alastorul are culoarea galbenă care oferă între 9 și 11. Asta înseamnă că maximul este de minus 1, cum ar veni la maximul de Melee sau Nessie. Și cei mai slabi sunt Razadorul și Executorul. În ultima coloană avem antrenamentul, care este șansa de lovitură pătrunzătoare și pe care avem valorii identice la Razador, Executor și Alastor, iar Meleu și Nessie oferă 10% fix. Bun. Deci investiția ar fi de 3 ONI pe OU, cam așa este prețul pe Polyphemus în momentul actual și am câștigat la valoarea atacului. Dacă ne-ar prinde o valoare mare, nu știu, sau chiar și minimul, dacă ar fi să ne-l dea, ar fi de 11%, ceea ce ar fi mai mult decât la Melee sau Nessie și, să zicem, poate mai mult și decât la Razador. Acum, ideea e dacă ne dă valorile minime, adică 11, 9, 11. Oare s-ar merita ta investiție într-un Alastor din ăsta? Și ar merita banii oare? Am cumpărat aici 12 bucăți de Alastor, ouă pe care am dat 36 de ONI. Deci la banii ăștia puteam să-mi cumpăr deja un pet bine mersi, cu vânător pe el și cu tot ceea ce trebuia. Însă am preferat să merg pe varianta asta. Sunt genul care vrea să facă investiții pe termen lung, care o să-și scoată banii și nu sunt adeptul la consumabile. Adică, dacă aș avea de ales între inel cu mobi, să zicem, pe 3-4 luni sau un rubin excelent, aș prefera să-mi pun un excelent ca să fie o investiție permanentă. Așadar, astăzi am ajuns aici, am cumpărat 12 ouă de Alastor și vreau să vedem dacă prindem măcar o bucată de tip 6. Cam ăsta ar fi targetul, pentru că am văzut inițial pe strigă un Alastor tip 6, costa 15 ONI. Am zis că e un preț rezonabil, nu știu, ouă costă 3 ONI, 5 ouă un tip 6, hai să zicem treacă meargă. Dar mai apoi, după ce petul acela s-a dat sau nu l-a mai găsit pe băiatul respectiv, am văzut doar de la 50 de ONI în sus un Alastor nivelul 1 tip 6. Acum, nu știu dacă neapărat merită sau nu merită, așa cum vă ziceam mai devreme, însă hai să deschidem ouăle astea să vedem dacă cumva de o să prindem un tip 6. Am rămas fără Yang și mi-a mai rămas 2 pezi de făcut. O să-i facem repede și pe ăștia doi. Să vedem oare dacă avem noroc sau nu avem. Din câte știm noi despre acest pet este că întotdeauna are 3 skill-uri, deci nu ne putem face griji în privința skill-urilor și prinde între 15 și 45 de zile. Acum văd că avem 25, 39, 32, toate sunt de zile ok. Știu că Razadorul avea o zi sau ceva de genul și trebuia să-i dai în fiecare zi să mănânce sau așa. Dar pe zile e ok. Acum să vedem tipul petului. 04 PV. Am uitat să vă menționez faptul că pe mine nu mă interesează neapărat statusurile pe care le are.
Însă caut un tip 6 că mă gândesc că în viitor poate o să-l vând și atunci să aibă preț. Dar în momentul de față, la melee sau ce o să fac eu, nu-mi trebuie un PV atât de mare de bază. Ok, haideți să încercăm cu primul pet, care sincer nu cred că e tip 6. Avem tip 3. O să încerc să-i pun eu aici în funcție de tipuri. Deci tip 1, tip 2, tip 3, nu? E corect așa. Al doilea pet. Avem un tip 2. Continuăm cu al treilea, care este de tip 2. Tip 1. În loc să creștem, noi scădem. Aie, murim de ris. Tip 4. Tip 2. Tip 1. Nu pot să cred că nu luăm și noi măcar un tip 5 din toate astea. Tip 1. Tip 1 iarăși. Tip 1. Am înțeles. Tip 3. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Tip 4. Da, n-am avut noroc. Am mai cumpărat 4 bucăți. Pe acestea le-am mai găsit la 3 ouă, le-am găsit la 3,3. Deci am plătit 13 ouă pe 4 ouă. Cu cei 36 de ouă din urmă am ajuns la o investiție de 49 de ouă și sper că din astea 4 măcar un tip 6 să luăm, că dacă nu ne-am ars. Ok, cam acesta o să fie și ultimul pet la deschis. O să-i chemăm unul câte unul, exact cum am făcut mai devreme și haideți să vedem. Primul pet, 0817-0706. Avem un tip 1. Nu m-am luat la tip 1, dar bine, oricum o să-i șterg pe ăștia toți după aceea. Tip 4. Tip 1. Și ultimul este tip 2. Deci 50 de ouă pe gaură și avem 16 peți irosiți. N-a fost să fie, poate data viitoare. Cam acesta o să fie videoclipul. Știu că n-a fost ceva foarte interesant. Am crezut că o să fac ceva mai frumos, un fel de mixtape în care prindem două bucăți tip 6, apoi o să vă arăt evoluția, cum o să crească ei și așa mai departe. Însă norocul n-a fost de partea noastră. Momentan o să pun stop la investiția de ouă, o să mai aștept puțin până când o să prind la 3 ouă și atunci cel mai probabil o să mai cumpăr 10-20 de bucăți, pentru că trebuie să ne prindem și noi un alastor tip 6. Am intrat în hora asta, trebuie să jucăm. Ok, eu am fost AMD, cam atât pentru astăzi, ne revedem data viitoare, salut!